Înainte de toate, atunci când vorbim despre pensionari, cred că odată și odată trebuie ca noi, oamenii politici, să facem din capul locului două lucruri. Înainte de a discuta despre punctul de pensie, despre posibilitatea de a majora sau măcar păstra veniturile diferitelor categorii de pensionari. Sunt două lucruri esențiale de mentalitate de la care pornește totul. Primul, nu este de admis să mai auzim oameni politici, oameni din fruntea societății, vorbind despre pensionari ca despre asistați. Pensionarii sunt niște oameni care nu primesc nimic din mila statului, care nu sunt asistați, care nu sunt la îndemâna favorurilor sau pomenilor celor care conduc țara. Pensionarii sunt oameni care au dreptul de a primi înapoi de la societate și de la bugetul țării noastre ceea ce ei au dat, ceea ce ei au contribuit, ceea ce este dreptul lor financiar și moral. În al doilea rând, nu este de admis, sau eu nu admit, că atunci când vorbim despre condiția pensionarului în societatea românească, să vorbim doar despre nivelul pensiei lui. Pensionarii nu sunt niște oameni, niște membri ai societății în retragere, scoși din uz. Pensionarii sunt oamenii care ne-au crescut, sunt oamenii care ne ajută în atâtea rânduri să ne creștem copiii și sunt oamenii care în continuare sunt depozitarii celei mai mari experiențe, cele mai mari înțelepciuni din întreaga societate. Sunt oameni care sunt activi, care ne pot da nu numai sfatul, care ne pot învăța în continuare atâtea și atâtea lucruri și sunt oameni care atâta vreme cât trăiesc au dreptul să se bucure de viață în toate sensurile. Știu că mai e mult până când România să ajungă o țară asemeni celor în care pensionarii sunt turiști, în care pensionarii se bucură după o viață de muncă, de bucuria de a se plimba, de bucuria de a vedea lumea, de bucuria de a se împărtăși din toate plăcerile vieții pentru care nu au avut timp în vremea activităților profesionale. Suntem departe de vremea aceea. La noi, în continuare, pensionarii sunt siliți să își ducă traiul de azi pe mâine. La noi, pensionarii, în continuare, datorită contextului, în bună măsură, sunt nevoiți, cum spuneam, să ne ajute să ne creștem copiii, să fie în continuare cei sacrificați pentru ca cei mici să aibă o șansă. Știu unde suntem, știu cât de departe e locul acela în care am vrea să ajungem. Dar cred că oamenii politici trebuie să se gândească, nu doar să vorbească și să făptuiască cu aceste două gânduri în minte. Că noi le suntem datori celor care azi sunt la pensie și că cei care sunt astăzi la pensie sunt cetățeni cu drepturi depline, inclusiv dreptul de a se bucura din plin de viață, atâta vreme cât Dumnezeu le dă.